Puștiul de la FCSB, Iani Stoica, poate ajunge la Tottenham dacă schimbă impresarul. Ana Maria Prodan l-a pierdut pe Man și nu vrea să pățească la fel cu Stoica. Becali a recunoscut că are ofertă de 7,5 milioane de euro din Anglia pentru Iani Stoica. Dacă ar fi luat acum, ar crește într-un alt spirit, o altă mentalitate și atunci ar ajunge foarte, foarte mare. Ca să ajungă la Tottenham, puștiul de la FCSB trebuie să rupă contractul cu Ana Maria Prodan și să-l pună impresar pe Ioan Becali. Man a făcut la fel și FCSB l-a vândut la Parma cu 13 milioane de euro. Ana Maria Prodan știe de ce s-a produs ruptura dintre ea și patronul FCSB. Ana Maria Prodan era numărul 1 și îi aducea toți banii lui Gigi Becali și s-a gândit el așa că-l râd macedonii, că o femeie îl ajută să facă bani.